Salutare toată lumea și bine am regăsit la un episod de lumea noastră de survival. Hai să continuăm. Suntem la episodul 15, dacă nu mă înșel. Da, la episodul 15 suntem. Vreau să mă dezinat să sminăm ceva sau nu știu. Facem ceva mai interesant și... Da, să spun să văd ceva pe YouTube. Nu e nimic. Perfect. Deci. Deja e foarte seară și eu, cum stau foarte mult pe calculator, filmez tot timpul când stau așa, când stau pe calculator și sunt cam obosit, că nu e chiar așa de ușor să te joci mult pe calculator, dar să și vorbești în același timp, să și zici chestii, deci da, nu e foarte simplu, e chiar foarte greu și da, aproape 2000 de videoclipuri, deci 2000 de videoclipuri am stat și am vorbit în continuu, gândiți-vă la chestia asta. Și chiar o să mai fac videoclipuri. Și sincer mă interesează de hateri, să mă pup pe hateri în cur. Vreau pe canalul meu, fac ce vreau pe el. Vreau să mai continuăm mina asta, dar... Ah, uite, torțe aici. Deci, sunt foarte obosit. Cred că după asta o să mă duc să filmez niște GTA 4. Poate, stați așa un pic să-mi pun lumea. Cum o să vină zice GTA 4 totuși? GTA 4 for the win. Dar chiar nu știu deocamdată, sunt foarte obosit. Și da, nu, YouTube-ul nu se lasă la obosit, adică nu te duci și nu mai filmezi când ești obosit. YouTube trebuie să te ții, trebuie să îți să te joci pentru abonații tăi. Și acum o să se spargă. Acum? Acum? S-a spart, am ghicit. Wow. Da, nici n-am ghicit la 20 încercare. Ah, stați un pic, știți că nu-mi place să-mi dau cu capul în chestiile astea. Perfect. Deci trebuie să mergem înapoi sus. Facem... Știu că avea niște iron, pingu, acolo, pentru că știți că am jucat și cu pingu câteva episoade. Are pingu niște iron acolo, care chiar o să am nevoie de el, deci... Da. Pingu ne dă nou ironul acela. Păi, tu curs apă de aici? Cred că mi s-o păru mie, nu cred că o curs apă. Dar mina asta deja e foarte mare și e foarte nefolositoare de mare, pentru că nu cred că o să facem ceva. Și, plus, bine, e mare și deranjant că e mare, pentru că... Așa. Vreau să găsesc ceva oițe, să le luăm. Na, fontana arteziană făcută de el, dar cum suntem în biomul ăsta foarte, foarte friguros, nu o să meargă fontana. Foarte trist. Ce vreau să fac acum e... Wow, ce-i chestia aia? Oh my fucking god! Am o idee genială. Vreau să-mi fac acolo o casă și să pun așa scări să coborâm. Sau chiar acolo pot să fac chestia asta. Cred că o să fac mai bine acolo chestia asta, pentru că se pare mult mai easy. Așa că trebuie să luăm niște lemn de aici. Luăm și noi lemn. Luăm și noi. Îl facem. Deocamdată nu avem nevoie de astea. Deci... N-avem cobblestone. E foarte grav. De-abia patrurile. Deci o să mergem să luăm... Să un pic să auzi ceva. Oh, nu cred că mi se supără mie. Mergem să luăm niște cobblestone. Chiar ne trebuie foarte mult cobblestone și o să minăm aici. Tai, fix în dreptul torței. Aici. Trebuie foarte mult cobblestone ca să facem o mică căsuță pe muntele ăla. Dar merită, o să merite. Hai să vedem. Deci 36. Avem nevoie de vreo 3 stack-uri, cred. Așa că, da.
Respect pentru că stau aici să minez pentru voi. Sunt un miner pentru voi. Și n-aș vrea să sparg cu ăla de iron pentru că... Da. Ce mai duce, nu? Opa. Spart torța și... Cred că am crezut că o picat, dar n-a picat. Stați așa un pic. Trebuie să stau cu spatele drept, că o să mă cocoșez la calculatorul ăsta, adică cum stau așa în continuu spre microfon, cred că o să mă cocoșez la un moment dat. Așa că o să încerc să stau cu spatele cât mai drept posibil. Știu că unii dintre voi mă vezi cocoșat, nesimțitilor. What the fuck? Da, deci... luăm ceva, cobblestone din mina asta, adică... Facem ceva cobblestone de aici. Dar nu e destul. Asta e foarte grav. Perfect. Oh, iron. Am găsit ceva iron aici. Băgăm ironul ăla înapoi, că i-am luat la pingul niște iron episodul trecut, când am făcut căsuța aia de frunze, dar îi băgăm înapoi ironul. Chiar foarte mult iron am găsit aici. Nu îl mai băgăm. Zicem că i-l-a furat un zombie, un enderman. What the fuck? Da, mai avem nevoie de ceva. Ceva mai multă piatră avem nevoie chiar. Da. Uitați doar câtă piatră mi-am despart. Și doar pe peretele astea o să-l mai spart, deoarece nu cred că mai aș avea nevoie de altceva. Am destulă. Am destulă piatră. Credeți-mă că am destulă. Pe aici drumul spre căsuță. Stați, am făcut deja o cameră foarte mare acolo. Aici e camera. Wow! Chiar foarte mare. Da, deci mina asta e așa de mare încât mă rătăcesc foarte ușor prin ea. E foarte greu să nu te rătăcești. Câte scări avem? Avem 40 de scări. Am altfel niște scări, sincer. Nu o să ajungă 40. Hai că așa ne ajung. Ajungă destule. Aici pe muntele ăsta o să fac. Deci, trebuie să pornesc de sus sau de jos? Cred că de jos. Nu, stați. Greșit. Greșit din prima. Greșit din prima. Așa. Deci. Aici, nu? Cred că o să ajungem până sus. Sper să ajungem până sus. Fuck! Da, ne ajung scările lejer, am crezut că nu ne ajung de aia. Așa. Destul de aproape. Vezi că mă scarpină nasul, nu știu de ce.
Ce are genul și aici ar trebui să spargem cu lopățica asta? Trebuie să spargem tot ăsta, o să ne dureze ceva. Cred că o să mai avem nevoie de alte lopate. Da, o să avem nevoie de altă lopată. Și trebuie să lăsăm drept aici. Și după aia luăm slaburi, pentru că slaburile sunt mai practice și nu consumăm atât de mult. Adică gândiți-vă cât o să consumăm dacă punem blocuri. Nu să să mergem la minat foarte mult, da? Așa, dacă fac stebări, o să ajungem izi, o să facem izi. Dacă nu știți ceva, ca aici să facă un fel de casă la înălțime, să zicem. Casă la înălțime. Sună bine. Dar după cum v-am zis, o să avem nevoie de încă o lopată. Tot de fier o să fac, că n-am chef să stau cu aia de piatră să minez jumătate de oră de aici, da. Rip. Resting pepperonis. Așa, haideți să mergem jos oricum, fraților. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe la canal și ne vedem data viitoare. Bye, bye!